26 septembrie, în jurul orei 16:15, o femeie a fost acrușată de un autoturism marca Peugeot pe strada Florilor din municipiu. Din primele informații, se pare că șoferița nu a văzut pietonul care traversa printr-un loc nepermis, moment în care l-a lovit. Ale serviciului de ambulanță județean Călăraș au intervenit pentru a-i acorda victimei primul ajutor. Mai multe echipaje ale poliției rutiere au venit la fața locului pentru a determina împrejurările în care s-a produs accidentul. Eram în grădină acolo. Suntem la aparatul de sutură, că n-am avut toată răzuturile. Când am zis gata peste gaua, în momentul când a ridicat capul, tamana a luat-o în plimbă femeie, chiar în mijlocul șoselea și ea. Avea viteză? 30-40 la oră, 30 maxim, dar mai mult de 40-40 în apă. S-a lovit aceea, a lovit-o în geantă, s-a mai cărătă vreo 2 metri acolo și s-a oprit pe loc și urmă mult. Ați intervenit și dumneavoastră, vă că aveți... Da, că am intervenit, zic, să o ajutăm până vine salvarea, zic, iar punem banda acolo la cap să dăm prim ajutor. Și cum este victima? Văd că e stare stabilă, s-a mișcat, însă de asta acum, nu știu, traumatică a neantă, că acum e lovitură puternică, aici că curgea sânge masiv de spatele capului aici. Victima a fost transportată la Spitalul Județean de Urgență, aceasta suferind, cel mai probabil, un traumatism cranian. Martorii spun că șoferul autoturismului nu avea viteză, dar această zonă este cunoscută pentru astfel de accidente.